200 de cuvinte are istoria romilor din România într-unul dintre manualele de istorie pentru clasa 12-a, aprobat de Ministerul Educației și utilizat astăzi în liceele românești. 200 de cuvinte care sunt insuficiente pentru a învăța pe cei tineri că romii din spațiul românesc trăiesc aici de peste 600 de ani, iar istoria acestora face parte din istoria României. În această ediție a emisiunii Rom pentru România, dedicată dezrobirii romilor, sociologul Adrian Nicolae Furtună ne ajută să înțelegem ce implicații a avut și încă are truncherea adevărului istoric, dar și cum ar trebui să ne raportăm la trecut pentru a construi o societate sănătoasă. Totodată, aflăm care sunt premisele extremismului atât din trecut cât și din prezent. Istoria romilor, la fel ca multe alte istorii, se află într-o anumită concurență, aș spune, cu o istorie dominantă. În cazul nostru, vorbim despre istoria României. Cred că există două moduri de a vedea lucrurile. Pe de o parte, putem vedea istoria romilor ca pe o istorie separată, iar pe de altă parte putem vedea istoria romilor ca parte din istoria României. Dacă m-aș referi la a doua variantă, aș spune că eu personal, utilizând această metodă, am avut ocazia de a înțelege și de a contextualiza mult mai bine istoria romilor atunci când am văzut-o în lumina mare, în ansamblul istoriei României. De ce se studiază atât de puțin? Aș spune că suntem, de fapt, la început. Și aș spune că există o serie de pași pe care autoritățile îi fac în acest sens și mă refer la introducerea unor studii de caz la nivelul clasei a 8-a sau la nivelul clasei a 12-a referitoare la Holocaustul din România, referitoare la Holocaustul romilor sau la sclavia romilor. De ce este atât de puțin? Aș răspunde pentru că suntem la început și pentru că intrăm pe un tărâm care cred că ne va spune multe și va juca un rol esențial, aș zice, în viitor, în măsura în care introducerea acestor informații în mediul școlar, formal, are rolul de a crea pe de o parte pentru etnicii romi ceea ce numim memorie istorică și aceasta relaționează foarte mult cu identitatea lor, pentru că vor afla din școală răspunsuri la o serie de întrebări pe care cei, de exemplu, de generația mea le aveau, dar nu le puteau primi în mediul școlar. Istoria țării noastre este adesea prezentată drept una a eroilor naționali, a geniilor și a conducătorilor neînfricați, nici de cum a oamenilor de rând.
Istoria s-a scris în jurul personalităților influente, a intelectualilor și a legiuitorilor, iar astfel au fost îngropate acele adevăruri ale trecutului considerate nedemne de poporul român. Vorbim despre getodaci, despre moștenirea latină, despre voievozii care au apărat creștinătatea, însă nu și despre adevărurile istorice care nu ne fac cinste, precum au fost secole de sclavie îndurate de etnicii romi sau deportările în Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial. Atunci când eu am început să studiez istoria romilor, am început din acest motiv, și anume din cauza faptului că erau o serie de afirmații, interpretări ale istoriei, mă refer aici în special la Holocaust, dar și la sclavie, care nu reușeau să aducă un nivel de înțelegere în sensul împăcării cu trecutul istoric. Și vă dau un exemplu. Referitor la deportarea romilor în Transnistria, a existat și există în continuare o anumită istoriografie care sublinia mai degrabă accentul social al deportării romilor în Transnistria. Uneori chiar cel etnic. Însă această perspectivă mie personal nu îmi răspundea la întrebările pe care le aveam vis-a-vis de acest eveniment. De ce spun asta? Pentru că eu atunci când intervievam supraviețuitorii romi și întrebam de ce ați fost deportați în Transnistria, majoritatea îmi spuneau pentru că eram rom. Și atunci istoria, care este subiectivă, se poate scrie în moduri diferite. Și poate ajunge în spațiul public informația conform căreia romii au fost deportați pentru că erau hoți, pentru că nu aveau mijloace de existență, pentru că erau considerați indezirabili, etc. Haideți să ne gândim ce impact poate să aibă o astfel de informație istorică pentru o comunitate care este slab reprezentată, mai ales în mediul academic, și ce poate produce o astfel de viziune. Aș spune că ea nu poate decât să întărească stigmatul. Aș spune că ea îi poate face pe mulți tineri să închidă cartea de istorie. În cei peste 600 de ani de conviețuire regăsim numeroase momente care demonstrează contribuția comunității rome la dezvoltarea societății românești. Din păcate, aceste informații nu sunt suficient promovate și cunoscute de către publicul larg, ci fac mai degrabă obiectul cercetării academice. Cu siguranță că romii au contribuit la dezvoltarea României din perspectiva mai multor aspecte, dimensiuni. Însă aș vrea să mă refer la cazul soldaților romi ale căror familii erau deportate în Transnistria. Petițiile lor arată loialitatea pe care ei o exprimă față de autoritățile statului, în condițiile în care, totuși, aceste autorități le persecutau, le deportau familiile, în condițiile în care totuși acești oameni, așa cum din petiții reiese în mod clar, luptau pentru România și își vărsau sângele pentru pământul sfânt al țării. Încă de la prima atestare documentară a romilor în spațiul românesc,
cunoaștem despre aceștia că erau robei mănăstirilor, ai curții domnești sau ai boierilor. Vreme de 5 secole, romii au fost considerați lucruri, nu oameni. Puteau fi dați la schimb, vânduți, donați sau chiar închiriați, la fel ca oricare alt bun, fără a exista pentru aceștia posibilitatea de a trăi independent de stăpân. Însă și legislația vremurilor îi definea pe robi drept proprietate. Dacă ne referim la urmările pe care cele aproape 5 secole de sclavie le-au avut în plan social, în ceea ce privește romii, în plan economic, în plan educațional, cu siguranță ne vom da seama că impactul celor 5 secole de sclavie a fost unul covârșitor. Dar aș vrea să mă refer la câteva lucruri punctuale referitoare la sclavie. M-aș referi, de exemplu, la vânzările de copii. Acesta este un aspect care ține de instituția robiei în Moldova și țara românească, foarte important. Haideți să ne imaginăm împreună ce însemna să fii rob sau sclav și ce însemna că cei din familia ta, în special copilul tău, poate fi vândut oricând de către stăpân. Sunt documente de arhivă pe care le-am și publicat în această lucrare, Sclavia romilor în țara românească, care arată că erau numărați și copiii nenăscuți. O femeie însărcinată, o roabă însărcinată, valora mai mult comparativ cu o roabă care nu era însărcinată. Deși statutul de robi l-au avut și tătarii, începând cu secolul al XVII-lea, termenii rob și țigan au avut același înțeles. Mai mult decât atât, cuvântul țigan a fost utilizat inclusiv în documentele legislative cu sensul de sclav, astfel că statutul etnic era în mare măsură echivalent cu statutul social. În istoriografia de la noi, uneori a fost lansată ideea că sclavia, robia de la noi nu se poate compara cu alte sclavii din alte teritorii, în special cu cea din teritoriul nord-american. Însă, dacă privim la felul în care erau tratați sclavii, dacă privim la acțiunile lor, atunci vom vedea că este foarte ușor să găsim paralele cu toate sistemele sociale în care a existat instituția sclaviei. Ce vreau să spun? Arhivele noastre sunt pline cu documente în care sunt urmăriți anumiți robi care au fugit de la un anumit stăpân. Fuga de pe moșie sau fuga de pe proprietatea unui stăpân sunt acțiuni pe care le regăsim și în spațiul nord-american și oriunde a existat sclavie. Ce vreau să spun? Vreau să spun că am văzut poate prea mult această instituție ca pe o instituție apusă, pe care ce impact ar mai putea avea ea în prezent? Aș spune că una dintre urmările sclaviei este crearea imaginii, și folosesc termenul cu ghilimele,
țiganului bun și a țiganului rău. De ce zic asta? Pentru că există documente de arhivă care chiar utilizează această sintagmă. Am un proprietar, am, nu știu, 5-6 țigani răi. Ce însemna aceasta? Însemna că, pe de o parte, nu avea acte de proprietate asupra lor, dar în același timp însemna că ei fug mereu de pe moșie. Și atunci, țiganul bun, în ghilimele, era cel ascultător, era cel muncit, era cel care accepta să fie exploatat, era cel care nu fugea. Datorită contextului sclaviei de la noi, și anume cel referitor la faptul că un stăpân putea să aibă în proprietatea sa atât robi sedentari, care erau așezați pe lângă moșie, dar pe lângă aceștia putea avea în proprietate robi nomazi, care plăteau o anumită taxă, un impozit anual stăpânului lor. Și trebuie menționat, trebuie explicat faptul că inclusiv mănăstirile, biserica, statul, cât și particularii puteau avea în proprietate și aveau atât robi sedentari, cât și robi nomazi. Ce a creat acest lucru referitor la identitatea noastră? A creat o ruptură. A creat o falie, aș putea spune, între cele două categorii, în sensul că cei care erau nomazi și își puteau exercita, practica meșteșugurile, meserile tradiționale pe care le cunoșteau, au avut și șansa de a-și păstra identitatea, de a-și păstra unele cutume culturale, limba, comparativ cu celelalte comunități care și-au pierdut identitatea și aș putea spune că au ajuns chiar să o urască. Ce am descoperit pe teren arată faptul că acele comunități pe care noi le numim de romi, care păstrează memoria sclaviei, în sensul că știu că în trecut au fost robii unei mănăstiri, de exemplu, această memorie corelează invers proporțional cu asumarea identității. Și cu faptul că acești oameni, cu toate că cunosc acest trecut istoric al lor, refuză totuși identitatea de rom. Eu văd aceasta ca pe o consecință a lipsei de împăcare cu trecutul istoric și de aici înțelegem că școala are un rol foarte important în a aduce aceste informații care vin oarecum să ne facă să ne înțelegem pe noi înșine. Dacă în Transilvania, principat aflat sub stăpânire habsburgică, se renunțase la orice formă de sclavie încă din anul 1786, dezrobirea romilor în Moldova și în țara românească a început în perioada anilor 1843-1844, fiind un proces complex desfășurat în perioada a 25 de ani. Legile domnitorilor Mihail Sturza, respectiv Alexandru Ghica, le-au adus eliberarea romilor aflați în proprietatea statului și a mănăstirilor. Sclavia romilor aflați în proprietatea boierilor s-a încheiat abia în 1855-1856, prin legile emancipării țiganilor, care au despăgubit boierimea pentru eliberarea romilor robi. Cei 250.000 de
romi care au fost eliberați din sclavie au primit această etichetă de emancipați. Dar haideți să ne gândim la această etichetă și ce a însemnat ea atât la acel moment, cât și astăzi. De ce zic asta? Pentru că termenul în sine de emancipat exclude componenta etnică, identitară, care ținea de identitatea celor care fuseseră dezrobiți. De ce spun asta? Pentru că dacă ne referim la codurile civile, de exemplu, din Moldova și țara românească, da? Codul Caragea, respectiv codul Calimach, din 1817 în Moldova, 1818 în țara românească. Aceste coduri civile care reglementează instituția sclaviei fac referire clară la aspectul că, cu ghilimele, da? Țiganii sunt cei care sunt supuși acestei instituții. Așadar, termenul de emancipat venea oarecum să șteargă această stigmă a celor 5 secole de sclavie. Înțelegem că, de fapt, emanciparea aceasta ținea de transformarea, de fapt, a dezrobiților în noi țărani. Însă acești oameni trebuiau să trăiască mai departe cu stigmatul celor 5 secole de sclavie. Și aceasta o spun în cunoștință de cauză, pentru că am făcut cercetare de teren în acest sens. Și am văzut cum mnemonicile, cum anumiți termeni care fac trimitere directă la instituția sclaviei, cum sunt nume de localități în special, am făcut cercetare în aceste comunități în care se păstrează aceste mnemonici și am văzut cum relaționează de fapt identitatea aceasta stigmatizată și am putut constata că această emancipare de fapt cerea un preț și prețul de fapt era transformarea dezrobiților în noi țărani. Emanciparea aș spune că a fost un eșec, în sensul că autoritățile statului nu au reușit să pună la punct o serie de reforme pentru cei dezrobiți, astfel încât aceștia să poată fi integrați pe diferite nișe ale producției. Istoricul Petre Petcuț, istoricul rom Petre Petcuț, afirmă faptul că emancipații, dezrobiții, au devenit noi vagabonzi ai orașelor și ai satelor. Reformele agrare din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, mai exact reforma din 1864, a dat posibilitatea unui număr restrâns de romi să primească teren de grădină și un spațiu de
în care se ridice o casă. De ce? Pentru că unul din articolele reformei, așa cum Petre Petcuț evidențiază, se referea la faptul că cei care primesc pământ trebuiau ca în trecut să fi fost țărani. Însă populația romă era împărțită din acest punct de vedere. De ce? Doar o parte dintre foștii robi lucraseră pe moșiile boierilor, mănăstirilor, etc. Iar o altă parte, știm că practicaseră aceste meșteșuguri tradiționale pe care le cunoșteau. Și atunci această parte a rămas în afara acestei reforme. Ulterior abolirii sclaviei în țările române, situația multor romi nomazi a rămas incertă, astfel că multe familii au migrat de la sat către orașe. Fie că voiau să se îndepărteze de moșiile boierilor care au exploatat și care încă aveau pretenția de a percepe impozite, fie că au părăsit satele unde nu erau bine primiți de către țărani, mulți romi s-au stabilit la periferia orașelor din sudul României. Astfel, așa zisa emancipare a creat mișcări ale populației, în special ale grupurilor nomade, deși autoritățile statului au urmărit prin emancipare tocmai opusul, sedentarizarea romilor. Cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost marcată de tendințele xenofobe, alimentate pe de-o parte de un număr însemnat de imigranți evrei sosiți în România, iar pe de cealaltă parte de viziunile naționaliste. Având drept scop reducerea vagabondajului, autoritățile statale au năsprit legile prin care o persoană se putea stabili sau își putea desfășura activitatea într-o localitate. Dacă inițial prevederile îi vizau în special pe evrei și străini, ulterior romii nomazi și seminomazi au devenit o țintă sigură pentru autorități. Considerați a fi greu de schimbat și nestatornici, romii au fost priviți ca o piedică în calea modernizării societății românești, iar politicile statului și prejudecățile care circulau în societate au creat fundalul ideal pentru ceea ce urma să se întâmple cu romii în timpul conducerii legionare. Începutul secolului 20 este, de fapt, o înflorire a statelor naționale în Europa. Imperii se dezintegrează și apar noi state naționale. Principiul pe baza căruia aceste state naționale se constituiau ținea de faptul că trebuie să existe o legătură istorică între un anumit spațiu geografic și cei care locuiesc acolo. Acest principiu de autodeterminare a fost, aș zice, preluat apoi de intelectuali. Intelectualii erau cei care trebuiau să demonstreze. Ei erau cei care trebuiau să aducă dovezi prin care, de exemplu, românii, în comparație cu celelalte etnii, aveau cea mai mare vechime în Transilvania, de exemplu. În anii 40, România avea deja numeroase centre de cercetare în domeniul eugeniei și biopoliticii, precum Societatea Regală Română pentru Eugenie și Studiul Identității, Institutele de Igienă Socială de la Cluj și Sibiu și Secția de Biopolitică a Institutului Central de Statistică. Deși unii istorici au evidențiat că la baza deciziilor de deportare a romilor a stat mai degrabă motivația lui Ion Antonescu de a asigura ordinea publică, nu putem ignora rolul acestor institute în fundamentarea pe criterii considerate științifice a purificării națiunii. Însuși, Antonescu afirma în anul 1941: dacă nu purificăm neamul românesc, n-am făcut nimic, căci nu frontierele fac tăria unui neam, ci omogenitatea și puritatea rasei lui, și aceasta urmăresc în primul rând.
aceste teorii care vom vedea ulterior, ele au mers până acolo încât se punea întrebarea cine poate face parte din comunitatea națională și cine nu poate face parte. O serie de centre de cercetare au început să se dezvolte în diferite regiuni de la noi din țară, într-o serie de orașe cu rezonanță, da, cum ar fi București, Cluj, Sibiu. Încep să se dezvolte o serie de institute de cercetare eugenică. Idealul pe care îl aveau acești cercetători era acela de a oferi autorităților statului un cadru ideologic care apoi să fie transformat într-un cadru legislativ cu privire la cine sunt și cine nu sunt români de sânge. Ideile acestea de apartenență la comunitatea de neam în timpul celui de-al doilea război mondial capătă o dinamică și mai mare. În sensul că pe fondul exemplului oferit de Germania nazistă, care dezvoltase deja o serie de avea deja un istoric, am putea spune, în ceea ce privește cercetarea rasială, cea care se uita la grupele de sânge, vom vedea că și la noi cercetătorii români doresc oarecum să imite acest model. Iată cum era susținută noțiunea de neam de către Iuliu Moldovan, reprezentant al curentului eugenist în mediul academic de la Cluj. Ne trebuie un ideal care să ne unească, să ne integreze cu tot gândul, cu toată fapta noastră, unul înrădăcinat în adâncurile trecutului și firei noastre, menit să ne cheme spre un destin măreț, meritat de noi de toți și cei ce au fost, și cei de azi și cei ce vor veni, de sângele românesc în devenire. În anul 1942, începând cu luna mai, au fost deportați în Transnistria 25.000 de romi considerați indezirabili de către autoritățile statului. Chiar termenul indezirabil este un termen eugenic. Da? Este un termen care arată că aceștia erau de nedorit. Da? De fapt, scopul acestei măsuri era acela ca acești oameni să nu fie lăsați să se înmulțească. Tostar ingerdele romeni anderusii. De romeni te mudarele. Te mudarele unem tu te nama alandecadu tim roma. Te-am numărțat, torvlați. Dar s-o care nasă-l rom? S-a-s jungale, s-a-s... N-a jungale, te n-am alca de nață, genit, anumit pe țigan. Dar s-o star înghergheatul men, cobug? O întunesc cu înghergheam. S-o star? S-a suie, că înghergheam o întunesc cu înghergheam, tu mă duc că hozul, ce? Îți merge, nu? Dirimul tău, nu știu. Ia-o, ce v-am mai zice pe lumea de hozul? Așunta, că de asta-s ordinul. Ca te mundarele, te mundarele rumeni. Amieța m-a îndovesău du, le curtus atunci. Le-ame ți-a îndeamă îndegnită, ci dea s-o de încăr la o județul ca duce, nu e Roma. S-o de sa, du-i și la, tri și la, ci dea le sorul. Ți-a cărdea și l-o urdona, ca tu la ștarări și în galeni. Ex-anglal, ex-palal, du-i-am de o mașcar.
Ai pene la mengă cășângală, pene amărdale cășângală. Mă, Nicolae, în bol de tu pari, că ca îngărântu, îngărântu, vai ta mere bucată. Am urmărat pene de acade, ce e în bol de mă? Mă și mă pan și e, să mă pan pe e. Dar ca ce n-ai ca de măritibli, dar dacă o rămâneam, dar să ca de măritibli. Dar te miram de la pene de cade. Hai, barcara, cine mi-a dat șeful de post? Că uți întotdeauna, dacă ai 10 uți în comână, strică toată comâna. Noi aveam între noi rudarii, aveam 3-4 uți. Și noi aveam sârbi atunci care făcea grădinile astea aici, pe margine lângă Dunăre. Și i-a distrus grădinile și șeful de post a zis: șefule, dacă nu ți-o iei porni, că am primit ordin jidani și țigani să plece în Rusia. Ca n-a îngărdeamnă. Îngărdeamnă ca tăcare, am neînită, am dat porni. Dar dacă îngărdeamnă, s-o pende. Scrii sardeamnă. Că deamnă șunga post din post, ca-l șungali. Ca îngărdeamnă. Hai dacă pe la mângă mereți, nu stați. Și noaptea și ziua. Că a lăsat calcăra. Și în gata cu hana mică a lăsat calcăra. Aici aveam 10 ani. Cineva când lucra. Noi lucram. Noi lucram mârbi, noi lucram linguri, noi lucram puse. Tăiam la pădure toată iarna. Toată iarna. Tot la patroni. Și unde stăteați? Făceam burdie. Aveam burdie de făcut eu nu-n pământ. Așa? Burdie, cum făceam surbe, făceam... Stăteam până ne scotea apa. Când venea apa, ne da afară. Unde ne duce, domnul? Rubena Stocau, Urgazia, nena asta, mângă Hamu, pleacă, pleacă, le duce la Bug. La Bug vă ducem. Asta l-a zis, ale mine rovasă, domnul. Părinții, mă căjumesc, și auză. Hai, tu deasă-mi, hai, îngrăsă-mi. Pe Valea Oltului, roata, alea-glea, să vă pregătiți de căruțe, căruță și cai. Sale uzonența vieții, Jean Dobuco. Dobuco a vilor rusă, trendele grase. Și pe noi ne-a luat pe aici și ne-a dus. Uf, ne-a dus până la Galați pe văile astea. Au fost deportați aproximativ 10% din romii care trăiau în România în 1942. Întrebarea este cum îi privea statul pe cei 90% rămași și ce planuri avea statul în ceea ce îi privea pe ei, cum erau ei văzuți. Dacă cineva dorea să se angajeze undeva, de exemplu, în perioada respectivă, sau dorea să dezvolte o afacere, avea nevoie de un certificat de origine etnică. Aceste certificate de origine etnică fuseseră introduse, mai ales în contextul legislației anti-evreiești. În contextul acordării acestor certificate, deci erau și romi care solicitau aceste certificate de origine etnică pentru a se putea, pentru a putea dezvolta diferite activități, primarii care primeau aceste cereri nu știau dacă să le elibereze sau nu aceste certificate de origine etnică. Există un întreg fond de arhivă care arată adresele trimise din plan local către centru. Și discuția ajunge până la Ministerul Justiției, care conchide printr-o circulară trimisă primăriilor, care spunea în felul următor, cu ghilimele:
țiganii, în paranteză romii, nu sunt români de sânge. Fondul de arhivă pe care l-am identificat arată și faptul că autoritățile creaseră deja un proiect de lege care avea să interzică căsătoriile între românii de sânge și romi, iar aceasta ne arată, de fapt, demonstrează, da, vine în sprijinul înțelegerii faptului că deportarea romilor în Transnistria nu a fost motivată social sau etnic. Nu, vorbim despre o motivare care ține de curățarea biologică a poporului român de acest element străin pe care îl reprezentau romii. Despre romii din cartierele mărginași ale Bucureștiului, mareșalul Ion Antonescu spunea în timpul unei ședințe a Consiliului de Ministri: cei mai mulți sunt bolnavi de diferite boli și plini de păduchi, râie și necurățenie. Așa se transmite boala în tot orașul. Romii reprezentau astfel o problemă de sănătate publică pentru guvernul lui Antonescu, iar stilul de viață și condiția socială a acestora amplificau și mai mult preocupările oficialilor. Romii erau numiți ticăloși, derbedei, elemente parazitare sau oameni fără căpătâi, pentru că, în opinia conducătorului și a adepților săi, aceștia trăiau din ajutorul public și nu doreau să muncească. S-au învățat să profite de blândețea și bunătatea românească. Nu putem face din această națiune o națiune de cerșetori. Din nefericire, încă întâlnim și astăzi astfel de atitudini față de romi, iar riscul apariției unor noi tendințe extremiste nu poate fi exclus. M-aș referi la acest pericol, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Pentru că atunci acest discurs eugenic, negativ față de romi, am văzut că a fost reînviat. Iar romii au fost văzuți ca un agent purtător de boli disgenici și un pericol pentru societate. Ce înțelegem de aici? Înțelegem faptul că societatea noastră încă are nevoie să fie educată și destupată, aș zice, la minte în ceea ce privește felul în care aceste idei se pot rostogoli și pot crea consecințe. De ce spun aceasta? Pentru că am văzut și cum au fost tratați romii în timpul pandemiei. Nu doar că a existat un discurs la nivelul media. Nu, am văzut că inclusiv autoritățile statului au aplicat o serie de măsuri mai drastice în comunitățile de romi. Observăm astăzi apariția în spațiul public a unor idei din trecut, o serie de idei care își au rădăcinile în perioada interbelică. Mă refer la idei care țin de românitate, de cultivarea acest cult al eroilor neamului. Toate aceste idei sunt preluate astăzi de anumiți politicieni, dar și intelectuali și se urmărește introducerea lor în spațiul public.
cred că ar trebui să fim atenți la felul cum înțelegem aceste idei și mai ales să fim conștienți, dar aceasta nu se poate întâmpla decât prin informarea publicului larg, să fim conștienți cu privire la efectele pe care aceste idei le pot crea în prezent. Comunitățile de rom din țara noastră resimt încă efectele sutelor de ani în care au fost marginalizați și stigmatizați de către societatea românească. Fie că vorbim despre prejudecățile oamenilor de rând, fie despre lacunele legislative și eșecul administrațiilor publice, toți acești factori au încetinit procesul de imigrare al romilor. Astăzi, democrația este mai puternică decât oricând, astfel că situația romilor se poate ameliora, dacă există voință din partea tuturor actorilor politici. Din păcate, corupția și ignoranța au știrbit încrederea populației în principiile democratice. Drept urmare, ne confruntăm la nivel european cu o înflorire a tendințelor extremiste. Fiecare moment de criză, fie aia socială, economică sau chiar climatică, hrănește și mai mult viziunile populiste și antrenează revolta oamenilor față de valorile europene. Pentru a proteja drepturile minorităților, comunitățile trebuie pe deplin integrate, iar dezvoltarea acestora trebuie în continuare susținută. Romii trebuie scoși din starea de vulnerabilitate pentru a nu deveni din nou ținta unor acțiuni motivate de ură și de prejudecăți.